Bună dimineața! Sper că v-ați bucurat de timpul de închinare. Astăzi vrem să continuăm să citim din Marcu, capitolul 2. Săptămâna trecută, domnul Raul a vorbit din Marcul 2 despre post, cum fariseii au venit la Iisus și au spus de ce ucenicii tăi nu postesc, că ucenicii lui Ioan și ucenicii lor posteau. De ce voi nu postiți? Și un pic a vorbit despre, domnul Raul a vorbit despre iudaism, legile lor foarte stricte, cele care țineau farisei în special, și despre creștinism, comparația că da, creștinismul este exclusivist. Și așa este. Astăzi vrem să continuăm cu citirea și vrem să ne uităm la un alt aspect, la fel ne uităm la farisei în care se vin din nou la Iisus cu o altă problemă. Și ceva nu le convine. Din nou îl abordează pe Iisus legat de un anumit subiect. Și vreau să citim ca să vă dați seama despre ce este vorba în acest pasaj. Așa că vom citi din Marcu, capitolul 2, versetul 23 până la 28. S-a întâmplat că într-o zi de sabat Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Fariseii i-au zis: vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar și a mâncat pâinile pentru punere înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții, și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el. Apoi le-a zis: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că fiul omului este domn chiar și al sabatului. Astăzi ne vom uita la aceste versete și ne vom uita la farisei, da? Ne vom uita la Iisus, răspunsul lui Iisus, ne vom uita la ucenici, ceea ce au făcut ucenicii, și ne vom uita un pic ce înseamnă sabatul, ce însemna sabatul pentru farisei și de ce fariseii nu erau mulțumiți de ceea ce au văzut la ucenicii lui Iisus. Începem, da, să ne uităm un pic ce a însemnat sabatul, de ce sabatul era foarte important pentru evrei, de ce sabatul era foarte important și atât de strict îl țineau fariseii. Sabatul era ziua de odihnă instituită de Dumnezeu. Era poruncă dată de Dumnezeu în cele 10 porunci, dacă ne uităm în Exod 20, era a patra poruncă și vreau să citesc câteva versete care vorbește despre acest lucru. În Exod 20, versetul 8 spune: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar în ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău. Tu să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Era foarte clar și fariseii cunoșteau asta foarte clar. Ziua de odihnă nu aveai voie să faci absolut nimic. Nici robul tău, nici un lucru, nici o muncă nu avea voie să facă. Și era asta o poruncă dată de Dumnezeu și fariseii știau asta. Un alt lucru care vorbește de ziua de odihnă găsim în Levitic, capitolul 23, cu versetul 1 și 3. În Levitic, capitolul 23, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copilului Israel și spune-le: iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sabaturile mele. 6 zile să lucrați, dar în ziua a 7-a este sabatul, ziua de odihnă cu adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei. Este sabatul Domnului în toate locuințele voastre. Fariseii cunoșteau foarte bine asta, știau foarte bine asta. Dacă ne uităm la ucenici, ucenicii erau împreună cu Iisus și erau foame. Era un context în care ei erau foame și strângeau spicele de grâu ca să le mănânce. Această întâmplare o mai găsim relatată și în Matei 12 și în Luca 6, în care detaliază sau scoate în evidență anumite aspecte, dar aceeași idee reiese din fiecare. Ei rupeau spicele.
Pentru farisei, i-au contrariat, i-au supărat pe evrei, pe farisei, văzând acest lucru, că ei mănâncă în ziua sabatului. Și vedem că ei vin la Iisus și spun, de ce fac ucenicii tăi acest lucru? Este îngăduit în ziua sabatului? Îi pune o întrebare lui Iisus. Este îngăduit? Și Iisus vine cu un răspuns foarte clar, în care îl reamintește de David, care pentru farisei era un om care, de la care învățau, a fost regele David, un om important pentru ei. I-a spus, oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a trecut prin situația aceasta asemănătoare? Printr-o situație asemănătoare ca și a ucenicilor mei, atunci ei au flămânzit, au mers în templu, mâncarea care era dată, doar preoții aveau voie să o mănânce, totuși David a mers și a mâncat din mâncarea dată, doar preoților în templu aveau voie. Asta le spune Iisus și Iisus continuă să le comunice cum a intrat în casa Domnului în zilele marelui preot și a mâncat împreună cu toți cei ce erau acolo, chiar dacă mâncarea era dată preoților, era pentru preoți. Și a dat și celor ce erau împreună cu el. Iisus le-a dat un răspuns, nu pare să-i fi mulțumit, poate răspunsul, ei așteptau foarte clar, Iisus le spune ceva ucenicilor, dar Iisus le spune, de fapt, le spune, uite, un exemplu asemănător. Dacă ne uităm și în alte pasaje din Sfânta Scriptură, observăm că fariseii tot timpul vor să-L oprească pe Iisus. Iisus, sunt anumite pasaje care vorbește Iisus, merge în templu în ziua sabatului și vindecă anumiți oameni bolnavi. Vin fariseii supărați de ce Iisus face acest lucru, de ce vindecă oamenii bolnavi în ziua sabatului, de ce face acest lucru. Și continuă, și în capitolul 3, legat de acest subiect în care Iisus vindecă și în alte pasaje, găsim fariseii veneau la Iisus și îi spuneau de ce vindeci în ziua de sabat și căutau să-L omoare. Erau supărați pe Iisus, de ce Iisus vindecă, de ce Iisus face binele în ziua de sabat. Pentru evrei era foarte importantă legea, ei țineau cu strictețe ziua sabatului. Respectau poruncile literă cu literă, doar într-un mod formal, pentru că uitau de principiul dragostea. Dragostea mai presus în a face bine la aproapelui, în a avea milă mai presus decât sabatul. Și dacă ne uităm un pic acum la atitudinea fariseilor, dacă ne uităm un pic la reacția lor și ne uităm un pic la ceea ce făceau ei, ei țineau cu strictețe legea. Vreau să o împlinească, doar o împlineau formal. O împlineau formal și erau foarte stricți, literă cu literă. Fariseii erau mânioși pe Iisus. Iisus a venit și a schimbat, a dus o schimbare în mentalitatea lor. A dus o schimbare. Fariseii veneau și îl condamnau. De ce faci binele? De ce faci binele? De ce ai milă și vindeci? De ce ucenicii tăi nu postezi? De ce ucenicii tăi mănâncă în ziua sabatului? Care pentru el era foarte strict pentru farisei. Dar fariseii uitau porunca de bază, dragostea. E mai important dragostea decât legea. E mai important a face bine aproape lui decât a ține cu strictețe această zi, sabatul. Dacă ne uităm un pic la Iisus, vedem atitudinea lui Iisus, el le istorisește despre David, le spune despre ceea ce a făcut David în trecut, asemănător cu ceea ce au făcut ucenicii lui. Nu-i atacă, nu-i condamnă pe farisei. El le vorbește într-un mod clar că sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Iisus le spune, ziua de odihnă a fost o binecuvântare pentru om. A fost ca să-l ajute pe om, a fost ca el, omul, să poată odihni. Și omul nu trebuie să țină sabat. Omul nu a fost creat pentru sabat, ci sabatul a fost creat, a fost pus de Dumnezeu ca să-l ajute pe om. Este foarte clar că nu
sabatul, nu noi îl slujim sabatul, nu omul ajutăm sabatul. Iisus a căutat tot timpul binele omului. A știut de ce a dat sabatul în Vechiul Testament, a știut de ce a dat ziua de odihnă în care omul să se refacă fizic, să aibă timpul lui în care să se odihnească, a fost spre binele omului. Dar fariseii care țineau cu strictețe această zi, de fapt, a pus accentul pe ziua de sabat și a uitat de că sabatul a fost făcut pentru om. Noi ne odihnim în Hristos. Iisus caută binele omului. Iisus a căutat binele ucenicilor. A știut că le-a flămânzit și le-a fost foame și a căutat binele lor. Și cum spune în ultimul verset, așa că Fiul omului este domn chiar și al sabatului. Este domn, este stăpân peste sabat. Iisus este stăpân, a fost creat sabatul și Iisus e mai presus decât această zi. Noi știm că în Noul Testament lucrurile s-au schimbat. Avem odihnă în Iisus Hristos. Iisus Hristos care a purtat păcatele omenirii, care a luat asupra lui toată pedeapsa pe care o merita omul, ca omul astăzi să fie eliberat, omul să poată bucura de iertare care îi avem prin Iisus Hristos. Prin întruparea lui Iisus Hristos, prin moartea și învierea lui, noi astăzi avem iertare, avem belșug, avem binecuvântări datorită la ceea ce a făcut Iisus la cruce. Și noi intrăm în această odihnă și vreau să citesc câteva versete din Matei 11 cu versetul 28. Matei 11 cu versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Iisus e adevărata odihnă pentru noi. Iisus e cel care ne-a dus odihnă. Avem odihnă, nu mai muncim noi, nu mai ținem anumite legi, anumite reguli ca să căpătăm dragostea lui Dumnezeu, ca să primim dragostea lui Dumnezeu, ca să câștigăm dragostea lui Dumnezeu. El spune, Iisus spune aici, veniți la mine toți cei obosiți, cei împovărați și eu vă voi da odihnă. La mine găsiți odihnă. Și continuă, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit. Asta a fost atitudinea lui Iisus în discuția cu evrei, cu fariseii. Și veți găsi odihnă pentru sufletele noastre. În Iisus Hristos găsim odihnă. Cei ce vin la Iisus au viața mai ușoară, mai bună, pentru că Iisus a oferit asta. Și vreau să continui cu evrei, citind din Evrei, capitolul 4, care vorbește despre același lucru. Evrei, capitolul 4, cu versetul 3. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă. Am crezut în ceea ce a făcut Iisus și credem că Iisus e cel care a purtat păcatele omenirii. Știind că a purtat păcatul meu, păcatul tău, intrăm în odihnă. Spune, intrăm în odihnă despre care a vorbit El când a zis. Când vom intra în odihnă cu El, în odihna Lui. Versetul 9. Rămâne dar odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Cei care îl acceptă pe Iisus ca Domn și Mântuitor peste viața lui va intra în această odihnă. Versetul 10. Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrurile lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta. Să ne grăbim și vreau să vă încurajez să vă grăbiți în a accepta pe Iisus în viața dumneavoastră. Iisus ne oferă odihnă. Iisus ne oferă pace. Iisus ne oferă dragoste. Noi putem să iubim pe alții și Dumnezeu spune, Iisus spune, fiindcă atât de mult ne-a iubit El, da, Iisus ne-a iubit și ne iubește și cunoaștem dragostea Lui și avem parte de dragostea Lui, atunci
să-L urmăm exemplul Lui și să iubim și noi pe aproapele nostru. Să-L iubim pe Cel de lângă noi. E mai presus dragostea, e mai presus decât o lege. Dragostea și mila e mai presus decât sabatul, o zi în sine, care o ții cu strictețe, așa cum făceau fariseii. Iisus a împlinit legea. Iisus nu a venit să strice legea, Iisus a împlinit-o. Iisus este sfârșitul legii. Iisus, în Iisus Hristos avem totul de plin. Iisus, în Noul Testament vedem o schimbare radicală prin ceea ce a venit, ce a făcut Iisus Hristos. În Vechiul Testament a fost vechiul legământ, era poruncile date foarte clar, trebuia ținute de om cu strictețe, dar vedem că Iisus a împlinit legea. Iisus a fost sfârșitul legii. Legea a fost bună, a fost ca să ajute omul. Dar fariseii nu au înțeles asta. Nu au înțeles că sabatul a fost făcut pentru om, ca să-l ajute și să-l binecuvânteze. Și nu omul a fost ca să respecte. Să ne uităm la această întâmplare. Iisus, fariseii, ucenicii, să învățăm anumite lucruri. Modul în care fariseii vreau să țină cu strictețe legea mai presus decât omul, mai presus decât dragostea, în care ei au uitat de dragoste, au uitat să-l pună pe om, să dea valoare omului, să-l ajute pe om, a dat preț și a prețuit mai mult ziua în sine și a vrut cu strictețe să țină o anumită zi. Asta din acest pasaj și uitându-ne când în alte exemple farisei vin și nu este de acord când Iisus vindecă. Iisus a fost cel care a căutat binele omului, a pus dragostea, a încercat să o arate prin modul lui, prin practicile lui, vindecând oamenii, ajutându-i și ne uităm că da, fariseii vor să-l oprească și fariseii erau de acord că ajuta în ziua de sabat. Și vedem pe Iisus clar, iubește omul. Iisus întrupat a venit pentru om, pentru noi, pentru că ne iubește. Vedem că dragostea lui Dumnezeu s-a arătat prin venirea lui. Și Iisus este cel care vrea cu orice chip, ne vrea pentru el, ne vrea dedicați lui. Să ne bucurăm de timpul acesta în care putem să-L cunoaștem, să încercăm să descoperim mai mult cine-i Dumnezeu și să ne bucurăm de odihna pe care Iisus ne-a dăruit-o. În Iisus Hristos ne odihnim pentru că suntem iertați, suntem salvați, suntem mântuiți. Spune un verset din Roman, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, ci prin har sunteți mântuiți, prin credința în Iisus Hristos. Asta e o veste bună și asta ne aduce în punctul de odihnă și de bucurie și să ne bucurăm de relația noastră împreună cu Dumnezeu. Să aveți o zi și o săptămână bună la fiecăruia în care să auziți gândurile și cuvintele bune pe care Dumnezeu vrea să ne transmită fiecăruia.